Salutare, sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi afli că polițiștii de la Lugoj scapă fără nicio sancțiune, în urma cazului tinerei răpite și violate de mai multe ori în orașul lor. Nu sunt sancționați, deși agresorul a fost reținut abia după ce colegii lor de la Timișoara au intrat pe fir. Afli apoi care sunt amenzile pentru bicicliștii prinși că circulă prin centrul Timișoarei. Polițiștii au aplicat însă până acum numai avertismente. La final, afli câte kilograme de cannabis au confiscat polițiștii de la crimă organizată din Timișoara. Situație incredibilă la Lugoj, acolo unde, deși au avut două plângeri de viol și lipsire de libertate, polițiștii nu au făcut nimic. Este vorba despre cazul tinerei despre care îți povesteam săptămâna trecută de la Lugoj. Fostul ei soț a răpit-o de pe stradă și a violat-o de două ori în decursul verii. De tot atâtea ori, povestesc avocații ei, fata a făcut plângere la poliția Lugoj, însă oamenii legii n-au mișcat un deget. Agresorul a fost reținut abia după ce și-a răpit și violat soția a treia oară și polițiștii timișoreni au intrat pe fir. Chiar și atunci, în momentul în care o martoră anunța răpirea, polițiștii lugojeni au spus femeii, povestea aceasta, să meargă să o caute singure pe tânăra răpită. După toată această poveste, reprezentanții IPJ Timiș susțin că nu fac nicio anchetă în rândurile polițiștilor de la Lugoj. Așadar, despre sancțiuni nici nu poate fi vorba. Amenzi usturătoare. Asta vor primi bicicliștii prinși că circulă prin centrul Timișoarei. Vorbim despre sancțiuni cuprinse între 630 și 810 lei pentru cei prinși de polițiști că pedalează în zonele pietonale. Polițiștii locali au început deja să pună în practică hotărârea primarului și, spun ei, au prins și primii bicicliști care nu respectă decizia. Până acum însă au fost împărțite numai avertismente, dar, spun polițiștii, aceasta este numai prima etapă. Mersul pe bicicletă a fost interzis în Piața Victoriei, pe străzile Alba Iulia și Mărășești, dar și în celelalte zone pietonale din centrul istoric în general. Au fost percheziții în această dimineață în Timișoara. Polițiștii de la crimă organizată au descins în două locații în care activau trei indivizi suspectați de cultivare și trafic de droguri. Oamenii legii au găsit într-o casă o plantație de cannabis care urma să fie culeasă, iar la o altă adresă au găsit o plantație proaspăt recoltată. Din ambele locuri au ridicat aproximativ 20 de kilograme.